ziua și vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația de a veni în primul episod al podcastului Dale Brătianului. Prima întrebare pe care v-am adresa-o este aceea de ce este un inspector până la urmă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Se vede că ai foarte multe emoții, mă emoționezi și pe mine. Ce este un inspector? Cam asta ar fi întrebarea? Da. Păi, înainte de toate, cred că un inspector este tot un om. Și contează foarte mult de cum vede fiecare dintre noi această noțiune de om. În opinia mea, omul trebuie să fie serios, să se respecte pe el și pe ceilalți, să fie profesionist și să încerce în fiecare zi a vieții lui să se reprezinte cât se poate de bine pe el și, bineînțeles, instituția pe care o reprezintă. Dacă ar fi să dau așa un citat sau o parafrazare, să încerci astăzi să fii mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi. Cam asta e provocarea unui inspector. Acum că tot ați adus vorba de om, cine este omul Dumitru Tudosoiu? Ah, da, o întrebare bună. Păi, omul Dumitru Tudosoiu este profesorul Dumitru Tudosoiu, profesorul Colegiului Brătianu, în primul și în primul rând, de 20 de ani. Omul Dumitru Tudosoiu este vremelnic inspectorul școlar general cu responsabilitățile care derivă din această funcție. Omul Dumitru Tudosoiu este tată, este soț, este fiul unor părinți. Cam multe responsabilități pentru un om, da. Dar sunt lucruri frumoase în toate cele enunțate de mine, în toate calitățile pe care le dețin. Sunt și lucruri grele, că nu e ușor să fii nici inspector la fel de bine cum nu e ușor să fii și tată, deopotrivă. Sunt provocări în viața de zi cu zi, în toate direcțiile pe care le am. Cred că sunt un om ok, normal, serios. Nu știu, nu-mi trebuie o titulatură sau vreun epitet anume care să mă descrie. În final contează ca epitetul fiecărui om să fie acela de om. Cred că da. Cred că cel mai important să fii recunoscut ca o persoană ok, responsabilă. Nu neapărat să te pitești după funcție, titlu, eu știu ce poți obține în viața profesională. Omul care se pitește după funcție, cred că este deja într-o mare greșeală. Foarte mare dreptate. În legătură cu ce a spus mai devreme, sunteți profesor de 20 de ani în Brătian. Uh-huh. Cum a început cariera dumneavoastră de profesor? Cariera mea n-a început în Brătianu. În Brătianu am ajuns ca profesor titular în urma unui concurs de acum 20 de ani. Cariera mea a început ca profesor suplinitor, în general așa cum am început cam toți profesorii. Primii ani la catedră i-am prins ca și profesor suplinitor. Și am început cariera de profesor în Colegiul Alexandru Odobescu, colegiul pe care îl absolvisem cu 4 ani de zile în urmă. Adică terminasem în calitate de elev liceul acolo, susținusem bacalaureatul, am mers la facultate și când am terminat facultatea, am devenit profesor în liceul pe care îl părăsise cu câțiva ani de zile în urmă. Acolo a fost un șoc, pentru că am ajuns să fiu coleg cu foștii mei profesori. Și eu fiind între cei mai tineri dintre ei, era cumva așa o dominantă, o presiune, deși au fost oamenii, nu am cuvinte să-i descriu, extraordinari. Niciodată nu m-au exclus pe baza tinereții sau a faptului că doar ce plecasem din liceu. Dar era emoția aia specifică. Un puș de 20 și ceva de ani ajunge profesor, de-abia a plecat din elev. Cam așa mi-am început cariera. Și de acolo, după vreo, cred că a durat 3 ani, după 3 ani de suplinire, am ajuns într-un final pentru prima oară să susțin un examen de titularizare, să-l obțin și am ajuns la Brătianu. Iar la Brătianu lucrurile s-au schimbat. În momentul în care ești profesor titular și știi că ai o perioadă nedeterminată,
îți dai seama că poți să faci ce proiecte vrei și să te ții de ele și să le urmezi, lucru care s-a dovedit cumva în cel puțin în primii 10 ani de carieră, că am reușit să facem un pic de performanță pe aici, prin liceu. Experiența dumneavoastră nu este una singulară, pentru că și noi, spre exemplu, avem foarte mulți profesori care la rândul lor au studiat îmbrătian și au trecut prin același lucru, de a fi puși în fața cancelariei alături de propriilor profesori. Da, de foștilor profesori, corect. Da. Ce v-a atras către sport? E un lucru început din copilărie sau l-ați descoperit mai târziu în liceu? Eu cred că în momentul în care o persoană își creează dintr-o pasiune o profesie, acea persoană va fi pentru tot restul vieții fericit. Eu sunt un norocos. Eu n-a trebuit să aleg între mai multe variante de profesie, pentru că pasiunea mea a fost de a practica sportul, de a face performanță, de a învăța pe alții ulterior, crescând, așa să zic, în știință, urmând o facultate de profil în domeniul acesta, în continuare cu facultatea, sau mă rog, în același timp cu urmarea facultății eram jucător activ. Pentru mine s-a îmbinat așa ca o mănușă, dacă pot spune asta, pasiunea pe care am avut-o pentru sport, pentru viața sportivă, pentru tot ce oferă această componentă importantă a societății noastre, cu profesia mea. Și s-au mânucheat atât de bine și s-au prins atât de bine, încât am ajuns acum la aproape 50 de ani etate și 25 de ani aproape de meserie, încât dacă m-ai întrebat dacă aș face același lucru, dacă aș avea puterea să mă întorc în timp, crede-mă că răspunsul ar fi inevitabil da, 2000 de ori dacă m-aș întoarce, aș face același lucru. Atât de croit am fost și atât de implicat și atât de mult mi-am dorit și mi-a plăcut ce am făcut și ceea ce fac. Până la urmă, asta contează cel mai mult, să reușim să facem dintr-o pasiune o profesie care mai târziu să ne și ajute și să ajute și oamenii din jurul nostru. Dumneavoastră, atunci când erați copil, aveați o anumită pasiune pentru sport? Nu știu, practicați un sport propriu-zis sau erați într-o echipă de... În primul rând, eu eram un fel de nică a lui Ion Creangă. De mic copil nu eram foarte activ și făceam lucrurile pe care le făceau în general toți copiii, dar eu le duceam acolo, în zona de super rezistent, super în viteză, tot ce făceam numai pe mișcare. Împingeați lucrurile la limită oarecum. Da, să zicem că da, inclusiv cireșul ăla din că tot povesteam de Creangă, l-am avut și la bunicii mei, era un copac de... un pom de, nu știu, cred că avea 12-15 metri, pe ultima ramură, pe ultima creangă, acolo eram eu, la 6 ani. Adică cumva eram predestinat unei zone din ăsta de a fi foarte activ. În niciun caz nu puteam să-mi aleg o meserie care, nu știu, necesită o pasivitate în exercitarea ei. Odată cu intrarea la școală, am urmat cursurile de înot. La vremea aceea, îți vorbesc de anii 1980, 82, 83, de mult, de mult, pe vremea comuniștilor, școlile aveau un parteneriat și rând pe rând un autobuz al școlii, al bazinului olimpic pe care îl avem în Pitești, ducea copiii pentru cursuri de inițiere. Am început cu inițierea în not, am ajuns la performanță până la campion național al României la not, 100-200 spate. Nici nu știu dacă mai există pe undeva un tipărit, un ceva despre asta, dar am fost acolo. Fiind atras, vezi, notul face parte din categoria sporturilor individuale. Am fost atras întotdeauna de sportul de echipă, în care oamenii conlucrează foarte mult între ei și există și acel contact cu adversarul. Da? Am cochetat un pic cu handbalul în perioada școlii gimnaziale. Am ajuns până la junior, la echipa Dacia Pitești, care era atunci renumită, aveau echipe și copii până la seniori, până în Liga Națională. Și ulterior, de la
13 ani și jumătate, aproape 14, am descoperit basketul și din momentul acela basketul a fost sportul acela unde aveam tot ce îmi doream eu. Era viteză, și un sport de echipă și de contact în sensul că aveți contact direct cu adversarul. Da, și trebuia să răspunzi cumva provocării pe care ți-o pune în fața adversarul. Adică dacă tu o fentezi spre dreapta și el se repliază foarte repede, ți închide. Trebuia să găsești soluții, trebuia să te miști, adică lucrul ăsta mă incita de a trece găsi peste provocări. Soluție exact. Pentru... Și m-am îndrăgostit de basket, am rămas în basket din 1990 și până astăzi. Adică sunt niște ani mulți în care am jucat. În ziua de azi mai cochetați cu basketul, să zicem, vă mai întâlniți cu prieteni și... Mi-au propus prietenii mei și colegii mei de generație să mai vin la câte o întâlnire. Sincer, nu prea am onorat invitațiile lor și mă scuz pe această cale față de ei. Sunt foarte, foarte ocupat. Singurele momente în care mai cochetez cu basketul este când cu puștul meu fie arăt câte ceva, că asta e ghinionul lui. Are un tată care a terminat o facultate de profil, a fost jucător de basket și antrenor de basket. Și atunci când ăla e pătecut antrenor, evident că îți mai spune câte ceva. Și cu ocazia asta mai arunc și eu la coș sau încep cu el așa un mic unul la unul, să spunem, one to one, ca să așa, de entertainment, de distracție. În rest n-am avut timp și nu mai am timp, din păcate. Considerați că sportul e o componentă importantă în viața oamenilor, în viața elevilor în special și a copiilor în creștere? Mai mult decât atât. Aș răspunde cu așa, un pic cu un alt tip de răspuns. Eu nu știu la vârsta de 18-19 ani când un elev finalizează cursurile liceului cu sau fără bacalaureat, cu câtă matematică rămâne în minte, cu câtă literatură, cu câte științe, nu știu, și aici la științe alegeți voi din tot domeniul ăsta vast ce discipline anume, nu știu cu cât va rămâne fiecare copil sau cu cât ce-l va ajuta pe el în viață din ceea ce a reținut. Dar garantat copilul ăla trebuie să fie sănătos, trebuie să arate bine, să se înțeleagă bine cu corpul lui, nici prea slab, nici prea gras, să nu aibă probleme de sănătate, să nu aibă probleme cu, eu știu, buna funcționare, cu somnul, cu dependențe, cu alte chestiuni. Ori lucrul ăsta nu se realizează decât, sau în modul cel mai simplu și palpabil, ducând o viață de genul acesta, îmbrățișând mersul, alergarea, în notul, ieșitul cu bicicleta, ieșitul în aer liber și nu în locuri închise, coroborat așa cu un regim alimentar de bun simț. Adică nu trebuie să faci eforturi uriașe ca și copil, adolescent, dar trebuie nici să fii excese. Nici excese, evident. Trebuie să fii perfect conștient că nu poți să mănânci numai un anumit tip de mâncare sau un gen de mâncare, tip, să zicem, fast food all the time. Evident că trebuie să fie într-un echilibru. Deci dacă toate lucrurile astea funcționează cum trebuie, niciun copil nu ar avea nicio problemă. Deci din punctul meu de vedere, sportul e o componentă socială fără de care nu se poate. Sau mai bine spus, nu neapărat sportul. Practicarea sportului, practicarea exercițiilor fizice. Că a nu se înțelege prin sport numai performanță. Că nu toți suntem născuți pentru performanță, dar putem alerga cu toții, putem merge cu bicicleta, putem înnota, putem merge la sală, putem alerga pe bandă, putem face o grămadă de lucruri pentru noi. Și voi milita câte zile voi avea ca de la mic la mare fiecare dintre noi să-și creeze, să-și crâneze un program astfel încât să-și întărească organismul, să fie mai puternic, să fie mai echilibrat, să trăiască mai sănătos. Într-adevăr, sportul în sine este o componentă foarte importantă, numai că în ziua de azi există foarte mulți elevi, foarte mulți copii care oarecum îl neglijează și ajung să îl consideră o oră oarecum chiulibilă, să spun așa. În timpul în care erați profesor, ați avut experiențe de genul acesta? Evident,
Deci nu ești profesor sau nu ai elev dacă nu se șichiulește de la ora ta. Numai că, și eu spun asta cu, poate considerați voi că e cu falsă modestie, eu sunt unul sau am fost unul din profesorii dedicați meseriei, cred că sunt în continuare la fel de dedicat, de la ora căruia nu se prea chiulea. Nu știu, cred că am știut eu să fiu acolo prezent, să-mi atrag elevii, să-i fac curioși, să vin în întâmpinarea lor, să-i cunosc, să le predau o materie atât de ușoară și totodată atât de grea, pentru că nu e ușor. Cine crede că e ușor, îl invit să facă când dorește el, așa, pentru o modern normal, un simplu 20 de flotări, ca să vadă cât de ușor e. Glumesc, evident. De la mine nu prea s-a chiulit, dar am știut întotdeauna să-mi țin copiii la clasă. Dar am avut și situații în care profesorul a luat țeapă pentru că eventual de la ora respectivă se întâmpla nu știu ce eveniment și m-am trezit cu sala goală. Lucru pe care l-am reglat ulterior, evident, n-am rămas dator. Dar lucrul ăsta l-am făcut cu bunătate, l-am făcut cu, nu ca să pun pe cineva la zid. E foarte important ca profesorul din ziua de astăzi să se muleze cumva pe... Și să știe să-și atragă Să știe să-și atragă copiii. E o linie atât de fină între a fi foarte exigent și foarte dur și totodată să dorești să-ți transmiți informația, să-i faci pe copii să se îndrăgostească de materia ta. Nu contează că predai sportul sau, nu știu, limba română sau chimia sau matematica. N-are nicio legătură. Omul din fața copilului are un mare impact asupra elevului respectiv. Cred că, în general, copiii pe care i-am avut de-a lungul timpului în toate generațiile astea s-au simțit bine, i-au fost ajutați de sfaturile mele, de orele pe care le-am avut cu ei și i-am făcut să mai iasă din ispitele vremurilor, ca să zic așa. Că acum ispita principală o reprezintă smartphone-ul cu aplicațiile de rigoare, unde e foarte greu să scoți individul de acolo. Am văzut că s-a multiplicat și la adulți și de multe ori mă prinde și pe mine. Adică e un moment de pauză în care fără telefon nu există, ceea ce nu e ok. Da, într-adevăr, telefonul a ajuns în ziua de azi un fel de dependență acceptată din punct de vedere social, pentru că... Da, tot dependență. Oarecum toți o avem. Da, tot dependență și nu e bine și sunt perfect conștient și pentru mine și pentru copiii mei și pentru toți cei cu care vorbesc că trebuie să fim echilibrați. Nu spune nimeni, nu? E clar că nu se poate fără așa ceva, fără puterea internetului, fără puterea aplicațiilor pe care le găsim în orice smartphone. Este evident, fără canale de socializare, fără media asta care ne înconjoară totodată și ne și dirigează, e ok, nu e nicio problemă. Sunt alte vremuri, nu mai suntem în anii 1980 sau 1990, evident că trebuie să evoluăm, dar să nu exagerăm. Pentru că dacă vom sta în exagerare, ne vom trezi așa la o numărătoare că, nu știu, un număr de, în medie, minim 2-3 ore alocăm timp din viața noastră pentru a sta cu ochii în telefon și nu neapărat pentru a sta cu ochii în telefon pentru un plus valoare, ci efectiv, dar pierde timpul, că ne-am obișnuit așa, știi? Să scrollăm, da. Uite cum am telefonul, să facem chestia asta, da? Și din nefericire, și aplicațiile sunt făcute și în așa fel încât să stea din ce în ce mai exact mult ceea ce ele sunt făcute place. Cum trebuie din partea celor care le-au construit. Noi trebuie să fim cei care alegem. Și dacă vom calcula, ca să-mi termin ideea, dacă vom calcula un 2, 3, poate 4 ore în fiecare zi a vieții noastre, indiferent că e zi de sărbătoare sau zi de concediu, zi de muncă sau orice tip de zi, din cursul săptămânii sau din weekend, înmulțește-le, te rog, cu un 365 de zile pe an și o să vezi câte zile, după care le împarți la 24 de ore, cât are o zi, punând aici zi și noapte, și o să vezi în 365 de zile, la un 3 ore în medie, câte zile stă un om pe telefon în medie, pierde timp din viața lui. Jumătate din timpul ăla, dacă ai putea să faci altceva, cred că ai fi super, oricine, orice altceva, nu știu, dacă vrei să cânti la pian, cântă la pian. Stai 3 ore pe zi, în loc să stai 3 ore, stai 1 oră jumate. Cealaltă oră jumate alocă pianului. Îți place să citești? Nu stai 3 ore pe telefon, stai doar 1 oră jumate. Cealaltă oră și jumătate rămasă, citește, că asta îți place, nu? Da.
până deci la urmă. Aici i-aș invita. Asta înseamnă echilibru. Contează să ne cultivăm și alte pasiuni și în special orice hobby-urile fiecăruia. Ați amintit mai devreme de anii 80-90. Cum erați dumneavoastră ca elev în liceu? Eu am prins vremurile grele în care România era nivelată. Era plafonată. În care toți aveam la fel și aproape nimic. Închipuiesc că am intrat în liceu Nodobescu ca elev în clasa 9 în 1990. Prima mea pereche de jeans, adică o pereche de blugi, o simplă pereche de blugi, am avut-o în 1991. Eram deja clasa 10. Ți se pare fantastic. Nici nu-ți vine să crezi. Și vorbesc de o pereche de jeans normal. Nu vorbesc de un concurs de jeans care are firma, brandul mai sus, cotat, nu știu. Nici nu există așa ceva. Au fost niște ani super frumoși că nu ne despărțeau. Erau foarte puțini factori care ne puteau despărți. Între noi, copiii dintr-o clasă, referindu-mă la băieți-băieți, adică în interiorul grupului de băieți, erau prea puțini factori care să ne împartă. Gen, hanoracul tău e mai frumos decât hanoracul meu. Nu aveam, dacă cineva avea hanorac, putem să avem toți și era numai modelul ăla de hanorac, înțelegi? Că doar ăla era. Cam ăla era, eventual pe vreo două, trei culori. Între băieți și fete, aceeași chestiune, fetele nu trebuie să iasă în evidență așa că rujul uneia dintre ele e mai aprins și mai atrăgător decât al alteia. Sau, eu știu, nu exista să ne punem gene sau să ne scoatem genele. Erau multe chestii care erau mult mai naturale. Asta nu înseamnă că oamenii atunci nu legau prietenii, nu aveau iubiri, sau ulterior, când am devenit adolescenți și responsabili, adulți, oamenii nu se căsătoreau în anii 90 sau, eu știu, nu procreau copii. Nu, lucrurile se întâmplau, numai că se întâmplau un pic altfel. Pe de altă parte, sunt un pic nostalgic pentru anumite momente din acele vremuri, dar lipsurile pe care le-am avut și le-am îndurat... Nu compensează. Niciodată nu vor compensa. Deci comunismul a fost oricum odios, pentru că cetățeanul, omul, persoana, individul, era pus la zid, era aliniat, era obligat. Ori lucrul ăsta nu e bine, nu e bun, nu se poate întâmpla. Nu ai cum să impui lucrurile așa. Toți erau la același nivel și nimeni nu era văzut ca individ, ci ca parte din comunitate. Bineînțeles, eram toți o mare masă și masa aia trebuia să funcționeze în același fel. Punct și atât. Nu exista să iasă cineva din rând, să spunem. Lucrul ăla a fost un afront puternic. Ce s-a întâmplat atunci, mai ales în ultimii ani de până în Revoluție, un afront puternic asupra persoanei, asupra omului în sine. Am prins vremuri grele. E greu dacă îți povestesc aici și n-aș vrea să mă duc neapărat în zona asta, că poate găsesc vreo doi nostalgici pe internet care au argumente, deși eu am trăit vremurile alea. Era foarte urât când se dădea semnalul între copiii din același bloc, da, de la scara vecină, haideți de repede să stăm la coadă, că au adus la magazinul alimentar, că era doar un magazin, nu erau atâtea supermarketuri ca acum, că au adus carne de pui, se spune. Și aduceau niște baxuri de, vindeau cât vindeau din ele, ne omoram pe ele, efectiv, ne călcam în picioare. Și când se termina, nu mai avem, pa, sănătate. Cine prindea mâncare, prindea, cine nu, sănătate. Nu poate să mă convingă nimeni pe mine că le-au fost vremuri bune. Eu am stat la cozilele, eu, fratele meu, toți din generația mea, că era mai mult respect, că oamenii aveau mai mult timp pentru ei, că aveam clubul de șah, că voiam să fiu mai bun decât tine, colegul meu, că te vedeam pe tine că înveți și învățam și eu, era o concurență faină, așa, corectă. Acum nu mai contează decât eventual ce scrie pe pieptul tău sau pe Adidas și tăi, pe sneaker și tăi sau ambalajul, conținutul nu. Nu e bine nici așa. Acum avem de toate, avem o bibliotecă într-un telefon, deci e uriaș ce se întâmplă. Într-un telefon mobil avem absolut aproape orice informație pe care ne dorim să o găsim. Numai să știm să o căutăm eventual, în rest orice, despre orice. Atunci nu aveam. Atunci mergeam din cartierul unde locuiam, din Frundu, până în biblioteca județeană ca să găsesc o carte
din care să ne extragă eventual niște date pentru un eseu pe care le aveam la școală. Numai drumul, du-te, vino, caută, aduc cartea înapoi, acum din două clicuri aflăm orice. Gândește-te ce putere avem. Și cu toate astea, avem puterea asta, avem deschiderea asta, accesul la hrană, la distracție, la libertate, la a vorbi fiecare cu fiecare, ce dorim, când dorim, cum dorim, lucrul ăsta totuși ne face mai puțin comunicativ și mai puțin oameni. Pentru că nu știm să-l apreciem. Da, cred că da. În momentul în care ai ceva la un nivel atât de mare și nu mai ai pur și simplu nevoie de el, încep să nu-l mai apreciezi. Da, cred că da. Și asta e o problemă, ai identificat-o bine, ni se cuvine, ni se pare normal și atunci nu contează, face parte din ordinary things, ca să zic așa. Da. Ceea ce nu e în regulă. Ar trebui să-i mulțumim în primul rând Dumnezeu că suntem sănătoși și că trăim niște vremuri în care numai cred că cine nu muncește ajunge să moară de foame. Nu văd cum altfel, adică societatea îți oferă atât de multe posibilități de dezvoltare încât trebuie să și faci ceva pentru asta. Altfel, nu poți să stai să dori toată ziua și să aștepți să pice din cer. Spre deosebire de vremurile în care toți munceam, și părinții mei, și muncă grea, și program, și multe, și totuși n-aveam. Vă puteți închipui voi copiii de astăzi că am avut într-un an de zile, la Revelion, la anul nou, atunci când s-a schimbat anul, nu mai știu, cred că era 86-87, nu mai știu, a venit tata acasă, după ce a stat la o coadă din aia terbilă pe aici, prin centru, prin orășelul copilor, a venit tata acasă cu 4 banane. Atât am mai prins, a stat la coadă la banane. Într-un an de zile, eu cu fratele meu, am văzut 4 banane. În plus, le-a adus și verzi. Le mai găsești acum prin magazin. Și trebuiau puse pe dulap și ca le-am pus, evident, înfășurate în hârtie de ziar și n-am să ui niciodată senzația aia, cum el avea 2 banane, eu aveam 2 banane și mâncam. Îți dai seama că atât de multă poftă aveam și eram copii, încât n-am așteptat ca ele să fie perfect galbene, coapte la maxim. Le-am mâncat așa, semi, știi, între verde și galben, dar mi-aduc aminte senzația aia în care am decojit banana, am mâncat fructul și părându-mi se că a mai rămas ceva fruct pe coajă, am râcâit cu dinții, așa că am râcâit degetul, am râcâit și de acolo, ziua tocmai pentru gustoare. N-am să uit, asta a fost durere. Deci a fost o durere pentru mine. Aștepți un an de zile ca să ai 2 banane și râcâi coaja după el. Asta e în sacrificiu. În ziua de azi e ceva atât de banal încât noi nu ne-am putea închipui asta nici în cele mai negre visuri, dacă ne putem exprima așa. Da. Adică am ajuns în ziua de azi la punctul în care 2 banane poți să le mănânci într-o zi fără nicio problemă. Da, nici nu e o problemă de a-ți cumpăra o banană. Cred că în general majoritatea copiilor își pot cumpăra o banană dacă vor să satisfacă această poftă pentru un fruct exotic, că oricum nu văzusem decât banane și portocale. Deci la momentul anului 1990, nu știu dacă ținusem în mână să văd live așa, să palpez un avocado, papaya, mango, un ananas, așa cum îl avem în zilele... Deja dacă deci nu-l vedeam de decât erau... din poze sau din că internet n-aveam. Fructele astea deja erau science fiction. Erau science fiction, pe dacă într-un an de zile am avut 2 banane, îți dai seama că era ceva de vis. Cred că la voi acum banana din vremurile alea ar fi internetul, deși acum curge peste tot. Dacă aș avea o putere să testez așa în populație, să tai internetul vreo 2 săptămâni, cred că ați aprecia internetul după aceea, cum apreciam eu bananele când venea anul nou, știi? Da, cel mai probabil așa e, pentru că s-a întâmplat de câteva ori să nu meargă internetul chiar așa de bine și aveam după aceea impresia că a apărut ceva extraordinar. Nu e ca și cum cu 5 minute în urmă îl aveam complet normal. Da. Am vorbit și despre cele rele, dar cele rele să se spele, cele bune să se adune. Care e cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră din liceu? Lucru care vă face să fiți nostalgic în legătură cu am liceu. Am mai multe amintiri frumoase din liceu. Una care v-a marcat, care v-a făcut să ziceți, Doamne, ce viață frumoasă am, sau nu știu. Păi, cred că faptul că în liceu
am cunoscut o fată și la momentul anilor de liceu s-a petrecut acel magic moment de a fi împreună cu o fată, de a te împrieteni cu ea, de a o ține de mână, de a îi fura un sărut, cred că ăla a fost un moment pe care n-am să-l uit niciodată, pentru că m-a marcat, a fost cumva debutul meu ca viitor adult, viitor bărbat. Altfel eram speriat ca oricare din oamenii din jurul nostru care în viața lor, să spunem, bărbat, n-a sărutat o femeie sau o fată, o domnișoară. Cred că ăla este un moment așa aparte, tabu pentru mine, și am mai avut foarte multe momente. În primul m-am bucurat foarte mult că am intrat la liceu, pentru că la vremea aceea admiterea în liceu se făcea pe bază de concurs, prin depunere de dosar și concurs la liceul la care te-ai înscris. Nu aveai posibilitatea să te înscrii la mai multe licee. Adică dai admitere la Odobescu, intri la Odobescu sau nu intri. Dacă intri, ești admis, ok, urmezi anii de școală. Dacă nu, automat te duceai în școala profesională. Adică riscul de a pica și mai ales dacă pici ce se întâmplă cu tine era uriaș, era o presiune uriașă. Un moment fantastic pentru mine și cred că i-am bucurat foarte mult și pe mine a fost acela. A intrat băiatul la liceu, cam așa era replica tuturor. După care s-a transformat în a intra băiatul la facultate, adică devine un om învățat cu studii superioare. Eram destul de old school, știi, în vremurile acelea, acum nu mai e o mare minune, bănuiesc, pentru mulți. După care au fost performanțele sportive, echipa basketului, echipa liceului de atunci, pregătirile, antrenamentele, cantonamentele, N momente frumoase cu colegii și prietenii mei de acolo. Foarte multe chestii faine, cumva specifice vieții de licean. Într-adevăr, n-aveam atât de multe locuri în care puteam să mergem, dar crede-mă că atunci când exista o posibilitate, o onomastică a unui coleg sau, eu știu, orice zi în care puteam să ne strângem, să ascultăm muzică, să vorbim, să râdem, să glumim, să dansăm, era un spectacol. Nu atât de des ca acum, că acum sunt foarte multe oportunități de a te distra, dar cred că mai răruți și mai drăguți, dacă pot spune așa. Adică poate ne lua 2 săptămâni sau 3 săptămâni sau poate o lună să ne întâlnim la unul din colegii acasă și acolo să punem un magnetofon să ne cânte muzica și colegi, prieteni, fete, băieți, să dansăm, să vorbim, să râdem, să glumim. Și era mult mai apreciat decât să ieșim în fiecare seară în oraș, eventual să stăm pe telefon, că ai văzut cum stau. Da, da. Ați vorbit mai devreme despre intrarea la liceu și intrarea la facultate, care se făceau evident pe baza treptei întâi și treptei a treia. Ce însemna treapta a doua? Pentru că mare parte din echipa noastră suntem clasa a 10-a. Ar fi trebuit să dați treapta acum, da. Da, corect. Și am primit acum câteva zile o foaie pe care a trebuit să o semnăm, în care asta ni se spunea, dacă vrem să trecem în clasa a 11-a. Da, voi ați fost puși în fața unei simple formalități, pentru că învățământul în România e obligatoriu 10 clase, deci inclusiv clasa 10 este garantată de Constituția României și nu numai că este garantată, are și caracter obligatoriu atât pentru voi cât și pentru părinții voștri. A accede în ciclu superior al liceului, adică clasele 11 și 12, nu mai este obligatoriu. Evident că pare o nebunie. Dar dacă nu mai vrei din clasa 11 să frecventezi școala, presupun că e o persoană care efectiv nu vrea asta, nu te mai pot obliga. În schimb, în clasa 10 te aduc cu jandarmeria la școală pentru că e obligație legală. La vremurile acelea la care făceam referire în discuția noastră, anii 90, trecerea din ciclul inferior al liceului în ciclul superior, adică din clasa 10, a 9, a 10 spre a 11, a 12, se făcea prin examen. Era o triere, era cine a învățat între a 9 și între a 10, dă examen și ia examenul, merge mai departe în liceu. Cine nu, alt liceu de unde au plecat alții până se ocupau locurile, sau școală profesională, repet, această sabia lui Damocles, această nebunie cu n-ai intrat, cu vorba lui tata, spune tata, dacă nu înveți, te duci la pilă, știi? Pila aia unui fierar cu care pilește o bucată de fier ca să-i dea formă, un fel de strung manual, știi? Da. Și asta îmi spunea, băi, te duci la pilă, o să te duci să stai cu salopetă pe tine, să muncești în șantier.
Era o sperietoare. Asta se întâmpla și la treapta a doua. N-a mai durat mult. Mi se pare că în 1993 a fost ultima generație care a susținut treapta a doua, pentru că eu sau 92, pentru că eu am fost prima generație care n-a mai prins treapta a doua. Adică am intrat în liceu dintre a noua, am finalizat între a 12-a fără un alt examen intermediar. Da. Ce însemna profesionala? Era oarecum o încadrare directă în clasa muncitorească, să spun da, așa? Da, clar. Era drumul către meserie. Școala profesională însemna că te specializezi într-o meserie. Și ieșeai meseriaș. Și meseriașul, lucru care ar trebui, cum să spun, văzut cu alți ochi în zilele noastre, da, cu ochi mult mai buni, atunci era, atunci era ca o amenințare. Acum ar trebui să nu fie privită ca o amenințare, pentru că România are nevoie de meseriași. Acum ar trebui să fie privită ca o oportunitate. Din întâlnirile pe care le-am avut cu diverse agenți economici de-a lungul timpului, prin natura jobului pe care l-am la inspectoratul școlar, am constatat că să plătesc bani buni pentru meseriași în sudură. Sudura există în mediul uscat, dar există și în mediul acvatic. Nu mai există o școală care să îi învețe pe niște tineri să sudeze subacvatic pentru lucrări de anvergură mai specializate. Nu mai găsesc sudorni să sudeze niște materiale aici, pe pământ, fără să fie influența cumva a apei sau altor condiții. Da. Nu mai există meseriași în domeniul maselor plastice, în domeniul banal al ceramicii, adică un faianțar sau un zidar, zugrav bun. Deși există școli și specializări, dar copiii din ziua de astăzi nu merg către meserie. Cel mai probabil pentru că viziunea noastră a tuturor tinerilor din ziua de azi asupra meseriilor de genul acesta este aceea de om de la munca de jos, din nefericire. Doar că noi nu realizăm tot timpul faptul că fără acești oameni oarecum societatea de azi n-ar fi posibilă. Dragul meu, îți dau un exemplu. Sunt atât de mulți absolvenți de universitate, studii de lungă durată. Asta înseamnă pe programul Bologna 3 ani facultate plus 2 ani masterat egal 5 ani de studii. Asta înseamnă lungă durată. Care astăzi poate nu au un loc de muncă. Din diverse motive. Poate nu sunt cei mai buni din domeniul lor. Poate că și-au ales greșit, n-au îmbinat acea pasiune de care zvoneam cu meserie, de care zvoream puțin mai devreme. Poate că e un destin care face ca lucrurile să se miște, să fie unul mai norocos și altul ba. Nu știu, nu caut aici motive, dar sunt oameni cu studii superioare care au trebuit să ia decizia de a se profila și din păcate s-au întors unii dintre ei către meserie. Pentru că dacă stăm să ne gândim în final, va fi tot timpul nevoie de un electrician, de un pe care nu-l mai găsește astăzi. Da, din nefericire, chiar așa e. Iar dacă ar fi avut o orientare, sunt foarte mulți care dacă ar fi tratat serios o meserie și posibilitatea lui, sunt oameni foarte mulți care sunt în România, unii sunt poate și în afara țării, care sunt într-adevăr meseriași, adică oameni care și-au respectat meseria și care au dus-o la o artă, adică unde pune meseriașul la mână, iese așa cum trebuie. Parchetul e parchet, gresie e gresie, o lucrare de instalație electrică iese așa cum trebuie să fie, oamenii ăia sunt foarte bine plătiți. Oamenii ăia câștigă mai mult decât profesorii, câștigă mai mult decât inspectorii, câștigă mai mult poate decât medicii. Depinde cum îți orientezi viața. Dacă totuși vrei ceva mai mult de la tine, fiecare dintre noi, și te duci acolo către culmile alea pe care poate alții n-au avut posibilitatea să le atingă sau părinții tăi sau ai mei n-au avut posibilitatea să le atingă, măcar străduiește-te. Nu fac o facultate de drept de dragul de a face drept. Nu fac un ASE de dragul de a avea un ASE, că poate îmi trebuie sau nu. Și după aia mă înscriu și pe la Politehnică. Mă fac și un pic de inginer. Băi, n-are nicio legătură una cu alta. Adică, hai să nu ne jucăm de la școală. Pentru că e vorba de viața noastră, fiecare dintre noi. Ești pasionat de ceva, urmează-ți pasiunea, du-te în drumul ăla, nu e absolut nicio problemă.
cred că mai devreme sau mai târziu vei reuși. Din nefericire există foarte mulți oameni care nu își urmează neapărat pasiunea sau nu își cultivează hobby sau o anumită înclinație, pur și simplu din cauza societății, să spun așa. Pentru că există, din nefericire, cum am spus mai devreme, și concepția aceasta de oameni de la munca de jos, dar, pe de altă parte, există și oameni care, din același motiv, își pierd talentul. Nu își cultivează talentul. Există foarte mulți elevi care nu merg, să zicem, la un ATC sau la o facultate de teatru sau de film sau ceva în zona artei, pur și simplu din cauza conceptului de ce o să faci acolo. O să ieși un muritor de foame. Dacă o să fii prost plătit, degeaba îți urmezi pasiunea pentru că nu o să ai succes. Sunt și situații de genul acesta. Până la urmă, viața nu e dreaptă pentru toți. Că ne-am întoarce în comunism, de care vorbeam puțin mai devreme, în care toată lumea poartă același chestii, că astea se găseau, mâncăm toți sau stăm toți la cozi ca să ne procurăm mâncare. Și nu dorește nimeni toți asta. La fel. Diferența este, exact, diferența este că, uite, cel puțin voi și generația voastră, aveți la dispoziție, cred, mult mai multe pârghii, mult mai multe instrumente, mult mai multe resurse. Mult mai multe resurse de a vă atinge obiectivele, față de câte am avut eu la momentul în care eram și eu în clasa 10-a sau 11-a în anii de liceu. Deci aveți mult mai multe, numai că pe cât de multe resurse sunt, pe atât de multe ispite și cumva niște pietre de moară care parcă vă trag așa pe fiecare dintre voi câteodată și vă ispitesc și vă atrag într-o zonă în care vă pierdeți timpul, energia, nu puteți să vă alegeți un vis, un drum, ceea ce nu e ok. Gândește-te la colegii tăi din clasă unde înveți, câți dintre ei sunt curioși, măcar într-o lecție, la o disciplină care nu le place într-un mod deosebit, nu le trebuie. Cât de curios ai fost tu vreodată, spre exemplu, presupunând că nu ți-ar plăcea biologia, presupunând. Da, n-ai fi atras de zona asta. Dar nu știu, să te atragă ceva, să fii curios, ca să fii, să termini ziua de școală și să te duci acasă sau să stai și undeva să dai și să dai un search pe Google despre ceva. Asta înseamnă că ți-a stârnit curiozitate. Ei, lucrurile astea nu se mai întâmplă. Există într-adevăr sau nu cu toți. Ăsta. Există foarte mulți profesori care fac orele în așa fel încât să stârnească curiozitatea. Să te stimuleze un pic, da? Și nu-ți dau răspunsurile pe șleau. Îți spun, spre exemplu, despre teoria relativității, dar nu spun ce înseamnă neapărat. Și te duci acasă, cauți și descoperi că e ceva wow. Despre asta este vorba și așa trebuie procedat, pentru că altfel nu ai cum să evoluezi. Trebuie să înveți, să înveți, să cauți, să descoperi, să fii curios. Și la un moment dat, din toate curiozitățile astea, vezi că o să te apleci asupra a ceva. O să constați tu elev, viitor adult, tu adolescent, că îți place mai mult un domeniu, un ceva decât restul. Și atunci îți dai seama că ai vrea la medicină, sau că ai vrea la arhitectură, sau la un ATC. Și atunci se creionează cumva profilul viitorului adult, o carieră, un drum. Dar, iartă-mă, trăim vremurile pe care le trăim și le cunosc foarte bine. Nu vreau să fiu condescendent, să fiu ăla care dă sfaturi și vezi, Doamne, dacă eu am trăit în niște vremuri altele, gata, nu înțeleg. Înțeleg foarte bine, repet, și eu am smartphone și eu folosesc și eu. Fac lucruri, de multe ori exagerez și eu. În momentul în care un copil se formează pentru viitorul lui, pentru BAC, pentru o facultate pe care dorește să o urmeze, pentru o viitoare meserie, pentru un business pe care vrea să-l deschidă, că sunt unii dintre noi care au spiritul ăsta antreprenorial foarte bine dezvoltat și atunci care, din nou, trebuie să studieze în zona... Are nevoie de creativitate. Exact. Atunci, și de curiozitate de a căuta. Da, hai să facem lucrurile care să ne ajute pe noi, pe fiecare dintre noi. Hai să nu mai pierdem timpul. Hai să nu mai culcăm seara la ora 2 în cursul săptămânii, când dimineața la 7 trebuie să ne trezim și să venim obosiți la școală, în ideea că așa, prima oră mâine e sportul, a doua e X, materie Y, că și așa nu contează, eventual de la ultima oră să mai pleci așa, să fie un chiul în masă sau semi-masă,
și ai trecut o zi din viața ta pentru că ai stat-o până la ora 2 pe TikTok sau pe nu știu ce, da, într-adevăr, orice aplicație doriți voi să o numim aici, și asta o faci sistematic, că dacă o faci odată într-o seară nu e o problemă. Se poate întâmpla, poți să nu dormi toată noaptea, nicio problemă, la 16 ani vă recuperați repede biologic. Dar dacă sistematic funcționezi așa, o să ajungi în clasa 12-a, cum au ajuns mulți dintre colegii tăi și elevi de-ai mei, care nu știau ce să aleagă a treia probă la bacalaureat, proba la alegere din profil, sau nu știau la ce facultate să dea, ceea, da, ce e grav. Este un caz nefericit, care sunt mai multe de genul ăsta. Din nefericire se întâmplă cam des. Da, da. Ați amintit de BAC și voiam să vă întrebăm ce părere aveți despre rezultatele de la simulările de anul acesta. Comparativ cu ceilalți ani sau chiar comparativ cu perioada în care erați dumneavoastră elev. Ce părere aveți despre rezultatele de la simulări? N-aș vrea să compar cu perioada în care eram elev, pentru că lucrurile sunt total diferite, din vremuri diferite. Dacă aș pune niște subiecte din anii 90 pe masă, de la clasa 8-a sau de la bacalaureat, puțini ar fi în stare să le rezolve acum, sunt convins. Nu asta ar fi comparația corectă. Sunt dezamăgit despre tot ce înseamnă atitudinea care stă în spatele unui eveniment. Simularea la evaluare națională, simularea la bacalaureat, sunt niște evenimente în viața copiilor, sunt niște evenimente create în care se investește foarte multă energie pentru elevi, pentru copii. Adică ce vrei mai mult decât să-ți mai dau posibilitatea într-un examen de ăsta de simulare, tu, să-ți elevule, să vezi unde ești, da, să te poziționezi. Obținerea unor rezultate dezamăgitoare din punctul meu de vedere este influențată în primul și în primul rând de dezinteres. Dacă nu aloci și nu ești interesat să te poziționezi tu individ, să vezi unde ești, ce-ți lipsește, unde ai știut, unde n-ai știut, cum sunt subiectele, ca să poți să te mai pui la punct până în vară când ai examenul principal și important, tu ar trebui, elev, să fii mega interesat. Deci, în primul rând, sunt dezamăgit de interesul pe care copiii îl au pentru aceste examene. Am auzit foarte multe voci care au spus, au venit la examen, nu avem un grad de absenteism care să ne conducă la ideea că nu vor copiii. Nu, copiii au venit la examen. Că am avut 100 de absenți într-o generație de aproape 5.000 de copii, e insignifiant. Deci nu există un procent atât de mare încât să spun, domne, nu au acordat examenul important, s-au acordat, dar au tratat pe foaia de examen știind că nu contează nota și că, indiferent ce ar scrie sau nu, nu îi deranjează foarte tare, au tratat cu superficialitate. Deci, rezultatele slabe pleacă și de la superficialitatea cu care tratezi efectiv evenimentul, examenul eveniment respectiv. Da. Doi, cred în continuare că măcar la materiile la care susține copilul examen, trebuie copilul, în primul rând el și susținut de familia lui, să fie mult mai interesat, să devină autodidact, să depășească să zona asta. Să caute să învețe, da, mai mult. Da, trebuie să învețe mai mult, adică dacă știi că dai bacalaureat la limba și literatura română și în toată bibliografia de bacalaureat ai, nu știu, 12 opere, ar fi culmea ca în 4 ani de liceu să nu citești 12 romane, 12 opere. Adică citește-le. Sunt 12, nu sunt 200 de cărți pe care trebuie să le citești. Adevăr. Le citești, vii la clasă, citești din manual și vezi cum se compune frumos, cum faci un coment la ce ai citit. Te ajută, te completează. Lucrurile astea nu se mai petrec, adică puțin copii fac asta. Ceea ce iarăși aduce prejudicii în obținerea de rezultate. Cam așa suntem. Da? Să vedem ce o să fie în vară. Sper să mă înșel eu cu simularea și să fie bine la examenul principal. Să sperăm că o să fie niște rezultate bune și care să arate adevărata valoare a elevilor. Doamne ajută! În calitate de profesor în Brătian, ați spus că timp de 20 de ani ați fost profesor aici și... Și sunt în continuare. Sunteți în continuare. Singurul lucru care face să nu predați este funcția de inspector.
care este cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră legată de elevi sau de colegii dumneavoastră de cancelarie în ceea ce privește Brătianu? Când vă gândiți la Brătianu, care este prima amintire care vă vine în minte? Nu știu, zilele școlii sau începutul de an școlar? Aici am atât de multe experiențe profesionale frumoase încât aș greși în primul rând față de mine să le pun, să le nominalizez așa, să am un clasament al lor. Cred că le-ai numit tu în principal pe toate, experiența cu colegii mei, modul în care se desfășoară orele, s-au desfășurat toate evenimentele, de la consiliile profesorale din cancelarie, cu oameni frumoși, faini, unde întotdeauna au fost proactivi să găsim soluții, să facem lucruri, să mai aducem ceva plus valoare în colegiul nostru. Deci atitudinea asta de profi, de profesionalism a colegiului te apasă și mă gândesc la ea întotdeauna cu mândrie și cu sentimente frumoase. Zilele școlii, am participat, am avut piese de teatru, am fost actor pe scenă, mi-a plăcut, am dansat, am cântat, am fost alături de elevi, adică lucrurile acestea iară au produs foarte multă energie bună pentru mine și cred că nu numai pentru mine, pentru toți cei care au participat. Pentru toată familia Brătianu. Exact, foarte frumos spus. Un lucru notabil care mi-a marcat viața profesională și m-a consacrat pe mine și mi-a dovedit mie că n-am trecut degeaba pe aici, a fost cumva antrenarea echipei de basket a colegiului, echipa de basket cu care am fost de 4 ori la campionatul național în final. Și de 2 ori am obținut titlul de campion național. Ori lucrul ăsta cred că n-ai cum să-l uiți vreodată când știi că ești cel mai bun din țară la ceva. Și am fost tare mândru că am avut niște generații de copii extraordinare. Eu am fost doar antrenorul lor. Ei au obținut rezultatele respective de care vă vorbeam. Și pentru faptul că am trăit momentele alea cu ei și bucuria, dar și dezamăgirile când am avut meciuri pe care le-am pierdut, evident, lucrul ăla o să rămână mereu prezent în sufletul meu și în toată viața mea, adică cumva aparte. E o chestie așa de profil, de, spuneam, de pasiunea mea. Am îmbinat pasiunea cu meseria pe care mi-am ales-o și am obținut și rezultate. Și lucrul ăla m-a marcat și mi-a plăcut mult. Da. Ne apropiem de final și ca un ultim sfat, ca o întrebare pentru dumneavoastră, ce le-ați adresa elevilor Brătianu, ce le-ați adresa elevilor în general și ce le-ați spune legat de viața de liceu? Da, încerc să comasez așa în câteva cuvinte. Păi, în principal, pentru elevii din Brătianu, eu zic că ei sunt niște norocoși și nu trebuie să uite lucrul ăsta. Eu cred că este cea mai importantă școală a județului nostru și printre școlile de top din țară. Istoria acestui liceu și a acestui loc pe unde au trecut mulți oameni mari ai țării ar trebui să le deschidă cumva sau să-i oblige în comportament, în ținută, în mod de a fi, să devină și ei, Doamne ajută, cât mai mulți oameni mari ai țării în viitor. Ești la Brătianu, te obligă Brătianu. E o emblemă, e un statut, e un ceva unde nu poți să ajungi oricând și nu pentru oricine. Lucrul ăsta nu trebuie să-l uite niciunul dintre elevii de aici. Pentru elevii în general, dar și pentru elevii din Brătianu, eu cred că un sfat mi se pare mie potrivit acum la ora asta, nu știu, poate ar fi mai multe. Dragilor, fiți echilibrați, distrați-vă, dar distrați-vă în echilibru, adică fără excese care vă pot schimba viața. Învățați cât se poate de mult și cât se poate de multe. De ce nu? Dacă puteți să vorbiți 5 limbi străine, nu una. Dacă puteți să fiți și să vă specializați și să purtați discuții și să vă antamați în, nu știu, orice, în științe, în literatură, în... să fiți compleți. Aveți tot ce vă trebuie la dispoziție. Deci învățați mult, distrați-vă mult, dar bine și cu echilibru și încercați, asta ar fi așa, cumva deasupra tuturor,
încercați să mai refuzați din ispitele și din ofertele astea care vă bombardează viața voastră de zi cu zi. Fumatul, vapatul, consumul de alcool, droguri, nu vă ajută. Nu vă ajută. Eu nu cunosc pe cineva căruia să-i fi prescris medicul că pentru o viață sănătoasă la vârsta de 16 ani, pentru niște oase sănătoase, pentru o musculatură bună, pentru un somn bun, pentru o creștere frumoasă, mergeți și vă drogați și consumați alcool până dimineața, că tot e ok. Nu există așa ceva. Făcând lucrurile astea și nefiind temperat, e greu să te dezvolți. La un moment dat viața ta îți schimbă sensul. Totul trebuie făcut cu o limită și cu, într-un echilibru. Echilibru. Și fugiți de ispite. Ce e rău, nu vă apropiați. În rest, echilibru. Mergeți, plimbați-vă, distrați-vă, râdeți, bucurați-vă de tot ce vă oferă societatea, viața, familia voastră. Aveți N posibilități. Nu exagerați cu prostiile și cu lucrurile care nu vă fac bine vouă, nici fizic, nici psihic. Cam ăsta ar fi sfatul meu. Vă mulțumim mult. Și vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația noastră în primul episod al podcastului Brătianu. În afară de faptul că sper ca celor care se uită la podcastul nostru să le placă, nu pot să mai spun altceva decât lăsați un subscribe, un comentariu, arătați-le prietenilor voștri și vă mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc!